Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Poți sparge tiparul. Cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? Ioan capitolul 9, versetul 2. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 9, în versetul 2 citim: ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Când un om este prins în capcana unui obicei distrugător, obișnuim să spunem moștenire de familie. Psihiatrii ne spun că 90% dintre cei ce abuzează de alții au fost ei înșiși abuzați. Pur și simplu ei exprimă prin gesturi ceea ce li s-a făcut și lor. Ei spun că dacă alcoolismul și dependența există în familia ta, ai și tu gena dependenței, ceea ce înseamnă că te afli într-un risc mai mare de a te apuca de băutură sau de droguri. Însă trebuie să remarcăm că Domnul Iisus nu s-a lansat în dezbaterea pe tema moștenire sau fire. În esență, el a spus, este doar o ocazie ca Dumnezeu să-și arate dragostea și harul prin eliberarea acestui om. Așadar, dacă problema este prea mare pentru tine, ea nu este prea mare pentru Dumnezeu. De fapt, este o platformă unde El poate să-și demonstreze harul în viața ta. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Dumnezeu nu-ți consultă trecutul pentru a-ți determina viitorul. Înainte de a te întâlni cu Hristos, erai mort spiritual. De aceea El a spus, trebuie să te naști din nou. Ioan capitolul 3, versetul 3. Din acel moment, trecutul nu mai are nicio putere asupra ta, sau are puterea pe care o dai tu. Așa că poți scăpa de moștenirea de familie prin puterea și harul Domnului.